12 soldați americani au fost răniți la baza de la Câmpia Turzii după un exercițiu care a inclus parașutări pe timp de noapte. Ei au fost transportați imediat la spital cu entorse, iar 11 au fost externați. Mai multe informații vin acum colegul meu Claudiu Surmei. Bună seara, Claudiu! Care sunt informațiile? Bună seara, bun găsit tuturor! Este vorba despre 12 soldați americani care participau vineri seara la un exercițiu militar la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Acestea s-au parașutat de la mare înălțime și cel mai probabil din cauza vitezei mari cu care au executat saltul, au lovit cu putere solul și s-au accidentat. Imediat la fața locului au sosit echipe de intervenție care i-au transportat pe cei 12 răniți la spital. Toți aveau contuzii în principal la nivelul gleznelor. Între timp, 11 dintre ei au fost externați pentru că nu prezentau răni majore, însă unul dintre aceștia rămâne în continuare internat la Spitalul Militar din Cluj-Napoca și, din primele informații, se pare că a suferit o contuzie la nivelul coloanei vertebrale. Nu este nimic grav, spun medicii, nu este vorba despre o fractură, însă acesta trebuie să rămână în continuare în spital pentru ca medicii să-i poată controla durerile pe care le suportă acum. Spuneam că ei s-au parașutat în cadrul unui exercițiu militar care are loc în aceste zile la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Este un exercițiu de sprijin la aplicația mai mare numită Saber Guardian 2017, care are loc în acest an pe întreg teritoriul țării noastre. Și în cadrul acestui exercițiu de la Câmpia Turzii s-au parașutat, pe lângă cei 12 răniți, alți 500 de militari americani, dar și echipamente de luptă și chiar și un vehicul de tip Humvee. După cum spuneam, militarul care a rămas acum internat la spitalul din Cluj este stabil și urmează să primim în continuare informații despre starea lui de sănătate. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere!